Alin Văcaru, cel despre care presa a relatat încă de acum 2 săptămâni că îi se pregătește postul de prefect de Gorj, a recunoscut azi că demersurile făcute în ultimul timp au vizat exact acest lucru. Știați că o să fiți prefect și postul respectiv trebuia să-l ocupați ca să puteți fi detașat. Cum știam să fiu prefect? Nu știam că o să fiu prefect și am făcut toate procedurile legale pentru a deveni prefect. Păi asta spuneam și eu. Da. Și eu ce am spus? Am făcut procedurile legale pentru a deveni prefect. Ca să-și pregătească numirea ca prefect, Alin Văcaru a renunțat în ultima săptămână la funcția de director adjunct la Minprest și la postul de consilier județean din partea PSD. Preparativele au impus și obținerea unui post de funcționar public, din care să fie detașat la prefectura Gorj. În data de 6 ianuarie a susținut 2 concursuri la ANRP, pe care le-a picat, însă a primit unul din posturi 2 zile mai târziu. Nu mai știe cât a lucrat ca și consilier, deși Alin Văcaru a mers la locul de muncă de la ANRP doar 5 zile. Spuneți-mi dacă ați lucrat la postul pe care l-ați ocupat la ANRP, cel de consilier. Da, am lucrat de pe 21, doar săptămâna trecută și inclusiv ieri. Ați fost câte zile? Nu știu, 5. Decizia de numire a lui Alin Văcaru a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. În același număr al Monitorului a fost publicată și hotărârea premierului de numire a lui Claudiu Teodorescu, fostul prefect, ca secretar general adjunct la Ministerul Justiției. Fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, a criticat aseară în emisiunea Dilemele Zilei de la Tele3 numirile politice făcute cu cei 2 membri susținuți de PSD și de Victor Ponta. Acesta este stilul de guvernare al domnului Ponta. După toate aparențele, e vorba de un nou abuz și cred că datoria tuturor politicienilor locali care înțeleg să facă opoziție guvernului Ponta să examineze dacă sunt motive legale de a ataca instanța astfel de decizii. Nu aduce în minister un om care este evident după carieră că nu are experiența necesară. Poate să aibă peste 10 ani, peste 15, dacă demonstrează ceva deocamdată. Nu te doresc, nu a demonstrat nimic în lumea dreptului și nu are ce să caute Ministerul Justiției. Dar așa prețuiește premierul Ponta Justiția, Ministerul Justiției și profesioniștii. Presa a relatat că avansarea fostului prefect Teodorescu ar fi primul pas spre impunerea acestuia ca lider al PSD Gorj și ca șef de campanie electorală pentru premierul Ponta la alegerile prezidențiale.